Vreme rece în toată țara, potrivit meteorologilor, până duminică la prânz ne vom confrunta cu temperaturi mai mici decât cele obișnuite în această perioadă și cu intensificări ale vântului. În această dimineață a fost emis cod galben de vânt puternic, valabil până după amiază, în 8 județe: Ialomița, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Tulcea, Suceava și Neamț. Au fost anunțate intensificări ale vântului de 55-60 de km la oră și de 100 de km la oră la munte, la peste 1800 de metri altitudine. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până duminică la ora 12, vremea va fi deosebit de rece în estul și sud-estul țării. În zonele estice, sudice și centrale vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță sau ninsoare. Și la București vremea va fi rece, cerul va fi noros și temporar vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie, dar trecător posibil și lapoviță sau fulguială. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări la rafale de 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi în jur de 4-5 grade, iar cele minime de -2-0 grade.